Ieremia 9:23-24. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Versetul 24. Ci cel ce se laude să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcerea mea, zice Domnul. Amin. Așa să ne primim cu toții. Amin. Căci de la Domnul noi primim o lauda, atunci când are darea se sfârșește. Căci de la Domnul noi primim o lauda, atunci când are darea se sfârșește. Ce faci? Ce spui? O, asta are preț, dar în ochii cu. Ce spui? O, asta are preț, dar în ochii cum. Ce ești? Cum faci? Gândește de la cine vrei să placi. Să nu se laude cel care veghează în nopți târzii la postul cea minit. Căci încă n-a trecut a patra strajă, când orice vechiator e istovit. Căci încă n-a trecut a patra strajă, când orice vechiator e istovit. Ce faci? Ce spui? O, asta are preț, dar în ochii cum. Ce ești? Sau înalță sus paharul de tămâie, căci nu se știe dacă în orice timp în stare e să cânte, nu se știe. Căci nu se știe dacă în orice timp e stare ca să cânte, nu se știe. Ce faci? Ce într-o zi stăpânul va veni, vino, Doamne Iisuse, și
Și ce-ți va spune că nu se știe, nici ce răsplat atunci vei primi. Și ce-ți va spune că nu se știe, nici ce răsplat atunci vei primi. Ce faci? Ce spui? O, asta are preț, dar nu ochii tu. Ce ești? Cum faci? Gândește-te la cine vrei să placi. Ce faci? Ce spui? O, asta are preț, dar nu ochii tu. Ce ești? Cine vrei să placi? Ce faci? Ce spui?